Consiliul Superior al Procurorilor reacționează, nu este de acord cu decizia Procuraturii Anticorupției de a iniția un proces penal în cazul concursului pentru șefia Procuraturii Generale. Membrii Consiliului susțin că nu e nevoie de ancheta Procurorilor Anticorupției, deoarece persoana care a acordat punctajul nejustificat a demisionat. Mai mult, CSP susține că acțiunile Procuraturii Anticorupției ar putea pune presiune pe Consiliu, iar asta va afecta activitatea acestuia. Printr-un comunicat de presă, membrii Consiliului Superior al Procurorilor se arată indignați de decizia Procuraturii Anticorupție de a iniția un proces penal pe marginea circumstanțelor desfășurării concursului pentru funcția de procuror general și respectiv a activității Consiliului Superior al Procurorilor. Considerăm excesive reacțiile, inclusiv procesual penale, care interferează cu mandatul constituțional al CSP. Declarațiile lansate în spațiul public nu au dat dovadă de acuratețe profesională, existând riscul distorsionării opiniei publice pe acest subiect. Se menționează în comunicatul emis de Consiliul Superior al Procurorilor. Mai mult, reprezentanții instituției cred că acțiunile Procuraturii Anticorupție ar putea pune presiune pe membrii Consiliului și ar putea influența acțiunile lor în viitor. Orice speculație sau distorsionare pe marginea acestor fapte prezintă riscul dezinformării societății sau manipulării opiniei publice, precum și ar putea să creeze premisele unei influențe necorespunzătoare asupra membrilor CSP, inclusiv în procedurile viitoare. Îndemnăm decidenții procesuali să dea dovadă de acuratețe în discursul public și să acționeze prudent și cu respectarea limitelor atribuțiilor funcționale conferite de lege. Au mai scris reprezentanții CSP, subliniind că este organul suprem de autoadministrare al procuraturii, constituind garantul independenței și imparțialității procurorilor. Ministra Justiției susține poziția Consiliului Superior al Procurorilor și spune că în următoarele zile urmează să apară decizia motivată a Consiliului, care va aduce mai multă claritate. Recomandarea noastră a fost de evita anumite interpretări ușor excesive, fiindcă sunt anumite aspecte care trebuie de ținut cont. Este vorba despre mandatul constituțional al Consiliului Superior al Procurorilor, dar și pentru a nu precipita lucrurile înainte de vreme, iar astăzi și mâine urmează să apară și hotărârea motivată care va cuprinde toate detaliile faptice și detaliile în drept, adică temeiurile juridice în baza căreia a fost asumată o astfel de decizie mai puțin tradițională. Procuratura Anticorupție spune că se abține de la comentarii. Anterior, procurorul general interimar Ion Munteanu a declarat că Procuratura Anticorupție este în drept să inițieze un proces penal din propria inițiativă, doar că în cazul urmăririi penale, procurorii anticorupție vor avea nevoie de permisiunea Procuraturii Generale și a CSP-ului. Este un proces penal în desfășurare, asta nu înseamnă urmăririi penală. Bănuiesc că urmează a fi acumulate toate probele, toate actele necesare pentru a avea o concluzie. A fost sau nu viciat conștiincios acest concurs. Competența de efectuare urmăririi penale în privința subiectelor investigați aparține exclusiv Procuraturii Anticorupție. Faceți diferența dintre competența exclusivă a Procurorului General la etapa de pornire a urmăririi penale sau noi azi nu suntem la etapa de pornire a urmăririi penale. Vineri, Procuratura Anticorupție a pornit un proces penal după ce Consiliul Superior al Procurorilor a anulat concursul pentru șefia Procuraturii Generale. Anunțul a fost făcut într-o intervenție live de către șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin. Potrivit lui Dragalin, urmează să fie audiați membrii CSP, dar și pretendenții la această funcție. Amintim că la data de 28 februarie, CSP a anulat concursul pentru funcția de procuror general, după ce membra Consiliului, Olesea Vârlan, a depunctat nejustificat unul dintre candidații la șefia instituției. După cele întâmplate, Vârlan și-a dat demisia.